Marius, poți să aduci și rog o leacă de pătrunjel din grădină pentru supă. Măi, unde ne vezi? Și cu apa asta? Ajutor! Подійдіть не по знаю, що з'їздим гроби! Ажутор! Ажутор! Маю, чи не по з'їздим гроби! Ажутор! Мені не знаю, чи скупить я мені гробласта. Mă duc eu singur să-mi iau patronjel. Marius, tu ce cauți aici, Iana? Am găsit un groapu. De ce n-ai strigat pe nimeni să te vii scoată? N-am strigat, dar nimeni nu a venit. Amuș, așteaptă-mă, amuș, mă duc să aduc scara, bine? Marcian, spune, cum ai ficat tu acolo în groapă? Nu uitam telefon cât mergeam și n-am fost atent și am căzut. Ai, ai, ai. Mars, vezi dacă n-ai fost atent și uita în telefon. Ai pățit-o, altă dată să-ți înveți minte. Când ai merge, să nu stai cu capul în telefon. Marius! Da? Poți să te duci în pădure cu mine să strângi niște lemni de foc? Că ia ca s-a terminat și n-avem cu ce. Da, desigur. Haide. Strângi doar, Marius, crengile de pe jos, de la copac și nu rupe crengi, bine? Bine. Marius, vine încoa! Da, Liviu, m-ai strigat? Da, Marius, te-am strigat. E că aici eu am făcut grămadă și tu tot spui aici și o faci o grămadă mare. Și la urmă o împărțesc și ne-o duci acasă. Și te rog mai repede, că afară se noptează. Bine! A, da, da, mai n-am uitat. Uite, nu te îndepărta foarte tare, că chiar și dacă e toamna și frunză nu la copaci, a pădurea tot e deasă. Și nu știu dacă te-ai găsit, dacă te-ai îndepărta foarte tare. Bine, Marius? Nu te îngăjura, că eu știu. Și chiar dacă te rătăcești, n-ai telefonul acesta și mai suni pe mine, bine? Da, mă duc mai repede să strâng. Oh, da, mai greu. Uși braț mare am. De să-l duc înapoi la grămăjoară. Oi, dar cum să mă întorc? Pe unde să mă duc? De unde am venit? Liviu! 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 Mă rătăși! Thank you.
Da unde Marius? Marius! 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 Nu-l văd eu, dar principal că i-am zis nu îndepărtez. Mă duc eu să-l caut, mă târghim eu și pădurea. Chiar dacă te rătăcești, na telefonul acesta și mă suni pe mine, bine? Aha! Mare și m-am îngrijorat, așa tare m-am spărit când tu ai spărut. Hai acasă că dăm să înnoptează. Iară, poți să vii și cu ceasul meu, cum m-a electrocutat. Cornelu, nu glumie. Poți să vii și cu ceasul ăsta. Cornel. Marți, cum ai ajuns aici? Păi că n-ai acolo și citei cartea. Să părut, eu îndam eu cam aici. Strană. Mă spate telefonul. Nu, spate că mea. Șan de mult am cacat și tu iar să-l descarci. Dacă nu, atunci eu ia sângă. Nu! Telefonul și m-am saturat, mă duc să pun înapoi. De să-l desblochez eu. N-am înțeles. Cum ai zis în așa poziție? Marius, unde ești? Straniu ziua de azi. N-am înțeles. Și așa puțin procente. Da, straniu, straniu. Marius, ce faci? Întoarce-te când vorbesc cu tine. Ce vrei? Am dus pune în ea. Și ne-a trebuie să speli sela. Eu? Da. Și cine ai spălat-o? Am uitat. Ai uitat? Poate că te-ai jucat. Gata, azi nu mai stai la calculator. Acum am timp să spăl visela și mă joc. Huuu, sfârșit! Azi e joi! Mâine trebuie să ne ducem în excursie cu clasa. Nu, da, am o idee. Dacă o merg, atunci trebuie să merg și amuia.
De să vedem dacă o mers. Mă duc să mă uit că te-o vă. 17, una vine? Am reușit. Mă duc să mă pregătesc de excursie. Sunt gata! O, am un plan. Și ești gata? Da. Da. Hai, ia. Hai. Vreau să ne facă o față. Dar unde-i Marius? Unde-i Marius? Unde era până la mine aici? Scoată-te! Scoată!